Constantin Rautschi, un nume venerat în lumea teatrului și filmului românesc, a marcat generații prin talentul său excepțional și devotamentul pentru artă. Deși o boală cruntă l-a stins din viață la o vârstă fragedă de 50 de ani, moștenirea sa artistică continuă să inspire și să emoționeze publicul. Născut în Basarabia în 1934, Rautschi a absolvit Institutul de Teatru și Film din București, punând bazele unei cariere remarcabile. Debutul său cinematografic a avut loc în 1958, în filmul Alo. Ați greșit numărul, iar de-a lungul anilor a apărut în numeroase producții de succes, precum Ciprian Porumbescu, aventurile lui Babușcă, serenadă pentru etajul 12 și capcana mercenarilor. Talentul lui Rautschi era remarcabil prin profunzimea și expresivitatea sa, reușind să transmită o gamă largă de emoții prin rolurile sale diverse. Era cunoscut pentru minuțiozitatea sa în pregătirea personajelor, studiind cu atenție detaliile psihologice și contextul social al fiecărui rol, pe lângă cariera cinematografică, Rautsky a excelat și pe scena teatrului, activând la Teatrul Național din Craiova. Aici a interpretat o varietate de roluri memorabile, consolidându-și reputația de actor versatil și extrem de talentat, dincolo de talentul artistic, Rautsky era cunoscut și pentru discreția sa și firea retrasă. A preferat să lase ca munca sa să vorbească în locul lui evitând lumina reflectoarelor dincolo de scenă. Deși nu a fost niciodată căsătorit, a avut o relație strânsă cu mama sa, care i-a fost un sprijin constant de-a lungul vieții. Moartea lui Constantin Rautschi în 1984 a fost o pierdere ireparabilă pentru cultura românească. A lăsat în urmă un gol imens pe scena teatrului și filmului, dar și o moștenire artistică bogată care continuă să inspire și să emoționeze generații de spectatori.